Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Astăzi, împreună cu colegii mei, vom aborda un subiect care, la prima vedere, pare a fi de o importanță secundară în raport cu toate problemele stringente de actualitate, dar totuși este un subiect care nu poate fi ignorat. Așa cum am spus în nenumărate rânduri, platforma DA, ca și întreaga societate, își dorește restabilirea încrederii în actul de guvernare și considerăm important să atenționăm insistent în cazul unor deraieri de la acest deziderat. Noi încă mai credem că împreună vom putea contribui ca lucrurile să fie corectate la timpul lor, iar încrederea cetățenilor să sporească. Subiectul la care ne vom referi ține de anumite modificări la Codul Muncii, care sunt analizate de către Parlament deja de ceva timp. Este vorba despre proiectul de lege 146 din 20 aprilie 2022, votat deja în prima lectură și care prevede peste 30 de modificări și completări. Noi toți cunoaștem că piața angajărilor se confruntă cu un deficit acut de forțe de muncă, iar din cauza aceasta suferă economia noastră și o analiză amplă a tuturor circumstanțelor care au servit acestui lucru este mai mult decât necesară, inclusiv și revizuirea Codului Muncii. Însă, în situația noastră, deloc optimistă, când avem peste 800.000 de angajați și cam tot atâția pensionari, o rată a șomajului mai mare de 3% și aproape 8% care doresc să-și schimbe locul actual de muncă, toate modificările care se impun trebuie să contribuie, în primul rând, la majorarea nivelului ocupării în rândul populației și nu la reducerea acestuia. Modificările la Codul Muncii trebuie să urmărească implementarea mai multor măsuri care să protejeze atât interesele angajatorului, cât și a angajaților, să facă mai atractive condițiile unui angajat, astfel încât angajatorii să-și poată coopta mai ușor specialiștii și muncitorii necesari. În condițiile în care indicatorii ocupaționali au suferit foarte mult din cauza reducerii numărului populației, a sporului demografic natural în descreștere și a migrației definitive, este foarte important de găsit un echilibru între angajator și angajat pentru a permite dezvoltarea economică a țării. Cetățenii noștri așteaptă soluții. Soluții atât pentru condițiile de trai, cât și pentru condițiile de activitate. Ei își doresc o perspectivă. Ce le oferim noi în loc? Ori modificările care se propun la Codul Muncii prin actualul proiect de lege, în mare parte sunt făcute în interesul companiilor și al angajatorului și mai puțin în interesul angajaților. Înțelegem că trebuie să oferim mai multă libertate investitorilor străini, altfel economia noastră moare, dar nici de cum cu prețul constrângerii propriilor cetățeni sau și mai grav, prin exploatarea lor în favoarea business-ului. Noi vedem tendințele. Noi avem statistici pe masă. Noi nu avem luxul unor resurse umane inepuizabile și nu putem pune presiune și mai mare pe cei care muncesc. Cum procedăm cu garanțiile și drepturile angajatului și ce facem cu protecția socială economică a cetățenilor acestei țări? Pentru noi, platforma DA, care din totdeauna am promovat aceste valori, este important să venim cu un apel către Partidul de Guvernare ca să analizeze repetat acest proiect de lege, să aplece urechea la îngrijorările societății, de altfel riscăm ca exodul forței de muncă din Republica Moldova să crească și mai vertiginos. Și cine se va face vinovat atunci? Moștenirea proastă? Războiul? Sau contextul regional? Mai mult decât atât, am văzut și declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, care condamnă reformele preconizate, cât și determinarea lor de a se mobiliza pentru a apăra drepturile, garanțiile și interesele de muncă ale cetățenilor statuate de Codul Muncii. Ori chiar nu se putea de comunicat mai bine pe acest subiect și ne întrebăm, ce a încurcat inițiatorii acestor modificări ca măcar acolo unde există proceduri bine stabilite sau acolo unde există grupuri de lucru funcționale, ele să fie consultate. Care a fost contribuția grupului de lucru tripartit, guvern, sindicate, patronate de sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care
are menirea de a oferi suport și expertiză când se operează cu modificări la codul muncii, de tot dânsii resping aceste modificări. Sau dacă există majoritate parlamentară, nu mai este nevoie nici de consultări și nici de expertiză. Eu cred că pentru noi toți a fost suficient un an de experimente care ne-a adus la limita rezistenței. Îndemnul către autorii acestui proiect este să-l retragă din proces, iar propunerile să fie dezbătute cu toți cei vizați și înaintate doar prin consens. Spunând acestea, îi las pe colegii mei să vină cu mai multă claritate și detalii la acest subiect. Bună ziua tuturor! După cum s-a expus și colega noastră, Stella Macare, din păcate suntem martori iarăși a promovării unui proiect prin metode netransparente, cu omiterea procedurilor legislative. Dacă până acum toate modificările la codul muncii se făceau prin negocieri directe cu reprezentanții angajaților și angajatorilor în Comisia Tripartită pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, acum avem parte de modificări la codul muncii înregistrate direct în Parlament. Iar în cadrul prezentării proiectului în prima lectură, unul dintre autori s-a expus că avem dreptul să votăm, este majoritate parlamentară, vom face niște consultări pentru lectura a doua. Dar nu aceasta este procedura pentru modificarea codului muncii, pentru că ea trebuie să fie negociată între toate părțile interesate. Din păcate, acest proiect care se dorește a fi promovat vine în interesul companiilor, a angajatorilor și vine în detrimentul angajaților și diminuează semnificativ drepturile și garanțiile salariaților. Iar acum vă voi expune, ca cetățenii să înțeleagă, voi spune pe puncte cele mai grave modificări care doresc a fi implementate. Extinderea perioadei de probă de la 3 la 6 luni. Acest lucru poate crea oportunități pentru angajator ca să facă abuzuri în raportul de muncă. Se dorește oferirea posibilității angajatorului să decidă transferul angajatului fără a informa în scris, adică contractul inițial de muncă să fie suficient, iar acesta poate permite de asemenea abuzuri din partea angajatorului în adresa angajatului. Din păcate, se dorește, prin expunerea că ne dorim digitalizarea, se limitează posibilitatea de informare a angajaților. Ori, prin acest proiect de lege, se dorește ca orice modificare a raporturilor contractuale să fie publicate pe site-ul web și prin e-mail. Iar doar companiile care au mai mult de 50 de angajați să pună pe panourile informative din instituție. Ne întrebăm de ce trebuie această limită. Putem să lăsăm și panourile informative, dar și prin posibilități electronice, astfel ca să încurajăm digitalizarea, iar salariații să fie informați despre modificările la care ei sunt supuși. Se dorește ca să fie permisă concedierea persoanei în perioada concediului medical. În caz de restabilire prin judecată, angajatului, prin aceste modificări la codul muncii, se dorește a oferi oportunitatea angajatorului de a decide. Îl restabilește la locul de muncă sau îi oferă o compensație, ceea ce poate fi un abuz din partea angajatorului. Dar pe lângă aceasta se mai include și o altă modificare, prin care angajatorul, dacă nu dorește să reangajeze înapoi persoana care a câștigat instanța de judecată, să-i fie achitată o compensație de maxim 9 salarii. Până acum nu exista o astfel de limită. Dacă angajatul s-a judecat câțiva ani, atunci angajatorul este obligat, în cazul unui câștig de cauză în instanță, să-i achite toate salariile care nu le-a primit. Iar acum se dorește includerea unei maxime de salarii. Doar 9 salarii să fie achitate. Posibilitatea de a extinde limita maximă de ore lucrate pe săptămână. Prin acest proiect de lege se oferă posibilitatea angajatorului să crească numărul de ore lucrate pe săptămână, până la 48 de ore, ceea ce înseamnă 240 de ore într-un an calendaristic. Iar cu acordul angajaților, chiar și până la 400 de ore într-un an calendaristic. Acest lucru contravine Convenției Internaționale a Muncii,
cu privire la reducerea timpului de lucru până la 40 de ore, care a fost ratificată de Republica Moldova încă în 1997 și poate crea abuzuri din partea angajatorului în detrimentul angajaților. Se propune o redacție nouă a articolului ce ține de revenirea la muncă din concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului. Acest lucru deja este în legislație și anume în Convenția Colectivă numărul 9 din 2004. Și acest lucru a fost elaborat prin negociere între sindicate, patronate și guvern și s-a găsit un consens cum trebuie să fie menționat acest lucru în sindicate. Iar modificarea care se propune acum este fără nicio consultație. Așa au dorit cei din Parlament, fără a consulta reprezentanții legali a angajaților și angajatorilor. La moment se asigură o garanție de remunerare a muncii în cazul cumulării de profesii. În lege este scris clar, pentru cumularea funcției se achită numai puțin de 50% din salariul de funcție. În redacția care se propune acum în Parlament se dorește excluderea acestei minime. Adică angajatorul poate decide să achite și 5% pentru cumularea de funcții. Ceea ce va cauza o salarizare inechitabilă și va diminua garanțiile juridice ale salariaților. Iar ultima, dar nu cea din urmă, se dorește ca sporul salarial pentru performanță să fie achitat semestrial. Acest lucru contravine legislației, căci sporul salarial este componenta salariului lunar. Iar drept urmare a salarizării funcționarilor publice va deveni inechitabilă în comparație cu ceilalți angajați, diminuând salariul lor lunar. După cum ați observat și dumneavoastră, aceste modificări ce se intenționează a fi incluse în legislație riscă să fie folosite în mod arbitrar și abuziv de angajator, în detrimentul angajaților. Ori platforma DA nu acceptă astfel de abordări. Aici sunt multe încălcări cu privire la convențiile internaționale ratificate, cu privire la legislația Republicii Moldova, cu privire la Constituția Republicii Moldova. Însă despre partea juridică a acestui proiect o să-l invit la tribună pe Dinu Plângău, președintele Platformei de Unitate și Adevăr, pentru a se expune pe partea juridică a acestui proiect. Bună ziua tuturor! Colegii mei deja au făcut o amplă analiză atât a prevederilor codului muncii în varianta actuală, cât și a prevederilor din proiectul de modificare a codului muncii. Acest proiect, în cauză, așa cum au menționat și colegii mei, vine mai mult în susținerea angajatorilor, diminuând semnificativ garanțiile și drepturile angajaților. În acest context trebuie să fie identificat un echilibru convenabil pentru toată lumea și să fie diminuate cât de posibil potențialele abuzuri. Însă prezentul proiect de lege cu modificările propuse de către deputații din Parlamentul Republicii Moldova intră în contradicție cu prevederile constituționale. Articolul 23, articolul 45 din Constituția Republicii Moldova vine în contradicție cu directivele Consiliului Europei, dar și a convențiilor organizației internaționale a muncii la care Republica Moldova este parte. Mai mult ca atât, au fost omise și procedurile din regulamentul Parlamentului și pe această cale vreau să reiterez deputaților care au venit cu aceste modificări că Curtea Constituțională în trecut a declarat în mod repetat neconstituționale toate proiectele de legi pentru care nu se respecta procedura de adoptare a proiectelor de legi, mai mult ca atât, pe fapt este și încălcarea prevederilor constituționale care acordă dreptul la o muncă și la o protecție a muncii, iar prevederile pe care le-am menționat și colegii mei Liviu Vovc și Stella Macari vin și încurajează concedierile legale și poate chiar și premeditate, neavând angajații anumite garanții care materializate prin codul muncii, garanții care sunt oferite de către Constituția Republicii Moldova. Mai mult ca atât, modificările propuse sunt incluse la toate articolele ce cauzează o interpretare ambiguă și abuzivă a legislației.
La aceste articole s-a referit colegul meu Liviu Voc, iar aceste modificări care pot duce la o interpretare ambiguă intră în contradicție cu articolul 23 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova. De hotărârea interpretativă a Curții Constituționale numărul 6 de pe 2020, care spune în mod expres că orice adoptare de către legislator a unor legi trebuie să fie accesibile, previzibile și care să oferă garanții împotriva abuzurilor. Și ca să nu vină cineva cu idee că asta este o interpretare doar a noastră, a prevederilor Constituției sau că am extras din Curtea Constituțională un citat care nu se referă la prezentul proiect de lege, o să vă aduc la cunoștință că pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova sunt câteva avize extrem de importante. În primul rând ne referim la avizul Centrului Național Anticorupție. El poate fi găsit pe site-ul Parlamentului la acest proiect de lege care critică foarte, foarte dur aceste modificări și exclamează într-un mod exhaustiv riscurile de abuzuri din partea angajatorilor și respectiv asta nemijlocit intră în contradicție cu prevederile constituționale pe care le-am menționat. În esență, noi am venit și cu un șir de propuneri, pentru că conștientizăm necesitatea ajustării codului muncii la realitățile zilei de astăzi, realități pe care le vedem și în sondajele de opinie, lipsa locurilor de muncă, abuzuri pe locuri, necesitatea încadrării în câmpul muncii a persoanelor sau stimularea acestora să rămână în Republica Moldova, să activeze în Republica Moldova, dar iarăși toate aceste lucruri trebuie să aibă un echilibru din asigurarea drepturilor angajaților și angajatorilor. Doar ținând parte angajatorilor, mă tem că acestea vor fi niște consecințe extrem de grave pentru Republica Moldova, iar exodul forțe de muncă capabile care să activeze în Republica Moldova va fi și mai mare, iar cu aceste lucruri Platforma Demnitate și Adevăr nu poate fi de acord. Toate aceste propuneri vor fi trimise Parlamentului Republicii Moldova, dar în esență propunerea noastră esențială este ca acest proiect de lege care contravine Constituțiilor, convențiilor internaționale la care Republica Moldova face parte să fie retras de pe ordinea de zi și să fie inclus într-o procedură normală. Aceste politici de modificare a codului muncii să vină de la inițiativa Ministerului de Resort, să fie consultate sindicatele, patronatele, iar pe marginea acestui proiect de o importanță majoră, națională, să fie organizate niște dezbateri publice, consultări publice, transparente, accesibile, în care toți actorii interesați să vină cu propuneri și cu modificări. Se poate de făcut ceva mai bun și în consecință, pe maniera respectivă, cel mai simplu va fi pentru actuala componență a Parlamentului pur și simplu să retragă acest proiect de pe ordinea de zi și să-l introducă într-o procedură legislativă normală. Cam asta pe scurt ce am vrut să vă spunem. Platforma DA reiterează încă o dată că este extrem de necesar de găsit acest echilibru, mai ales în condițiile extrem de complicate pentru Republica Moldova, pentru a nu dăuna și a nu descuraja angajații prin modificările pe care le-a vorbit Liviu Vovc, chiar niște abuzuri. În special aceste modificări înțelegem că se fac inclusiv pentru oamenii care lucrează în sfera bugetară. Noi am urmărit în ultima perioadă mai multe concedieri, știm că sunt în anumite cauze în proceduri de litigii, anumiți angajați din sfera bugetară, mai ales în condițiile actuale destul de dificile, lucrează pe intensiv, iar toate aceste lucruri evident nu trebuie neglijate, dar coordonate, negociate între toate părțile și toți actorii interesați. Mersi foarte mult, dacă Liviu vrea să... Pe final vreau să mai adaug un lucru. Acest proiect încă nu are avizul guvernului. În mod normal, guvernul ar trebui să dea un aviz negativ acestui proiect.
De aia îndemnăm reprezentanții guvernului, miniștri, prim-ministrul țării, în elaborarea avizului la acest proiect să se conducă de normele legislației Republicii Moldova, de Constituția Republicii Moldova și nu pur și simplu de apartenența politică a persoanelor care au elaborat acest proiect. Dacă sunt întrebări, suntem dispuși să vă răspundem la ele. Dacă nu... În final, proiectul care în varianta actuală pe care este înregistrat și îl puteți vedea și pe site-ul Parlamentului, dacă noi am fi deputați în Parlamentul Republicii Moldova cu o simplă sesizare votată în lectura sau în varianta actuală în a doua lectură, ar fi fost atacat la Curtea Constituțională și declarat neconstituțional și de asta reiterăm încă o dată importanța proiectului să fie retras, să fie introdus în procedură legislativă normală cu asigurarea tuturor aviziilor, cu excluderea prevederilor neconstituționale și potențialilor abuzuri din partea angajatorilor către angajați și atunci totul va fi bine. Mersi mult! Mulțumim!